astăzi vom vorbi despre Sanda. Hei, corbule, ești neascultător. Ți-am zis să stai jos, fiindcă noi încă pregătim lucrurile necesare pentru videoclip. Nu am început încă filmarea. De ce ai pornit? Cine ascultător e corbul? Poate că îl învățăm noi să fie ascultător până la sfârșitul lecției. Nu-i așa, copii? Deci, cum a zis și corbul, astăzi vom vorbi despre corb! Dacă ați observat, corbul nostru era alb, nu negru. Nu-i așa? Dar să știți că corbii nu sunt numai negri, ci sunt și albi. Dar haideți să aflăm și mai multe informații despre aceste creaturi. Puii mai mari de corb ajută părinții să crească puiuții mai mici. Este un corb pe nume Relu care poate să vorbească. Super! Relu! Da, Relu! Relu! Da, Relu! Ce faci? Uite, stau, tu ce faci? Relu! Corbii sunt cele mai inteligente păsări din lume. Exemplul din Japonia arată faptul acesta. Corbii aruncau nucile pe stradă, mașinile treceau peste ele. Apoi corbii se duceau și mâncau miezul. Sau în Alaska și Canada, corbii au fost văzuți pe acoperișurile caselor, acoperite de zăpadă, dându-se capeteri de luș. Corbii sunt păsări foarte jucăușe. Ele se pot juca cu mingi, cu alte animale sau își pot confecționa jucării din pietre, frunze sau conuri de brad. Diferența dintre ceară și corb este că ceara este mult mai mică ca corbul în primul rând. În al doilea rând, pentru că ceara are un aspect negru cenușiu, dar corbul are un aspect negru lucios. Cioara poate să atingă vârsta de 25 de ani, dar corbul 18-20. Cioara preferă să trăiască în locuri populate de oameni, însă corbul dorește să trăiască în sălbăticie. Corbii mai sunt recunoscuți pentru imitarea urletelor lupilor și a vulpelor. Corbii cheamă aceste animale pentru a mânca trupurile moarte ale animalelor care ei nu le pot desface. După aceea, corbii rămân și mănâncă ceea ce au rămas. Acum doresc să vă arăt un craft. Pentru craftul nostru avem nevoie de o fațecă, o cutie de pantofi și de o sticlă. Vom începe craftul nostru prin a tăia capacul cutiei. L-am terminat! După aceea vom tăia și fundul sticlei. Acum vom face aici o gaură să încapă capacul sticlei. Am terminat! Am pus și sticla așa, cum trebuie să puneți și voi. Și aici să încapă capacul ei. Așa! Am uitat să vă spun că avem nevoie și de un tub. Am tăiat din carton așa ceva pentru mașinărie, dar să vă arăt cum se pune. Aceasta o vom pune de subtul sticlei. O vom lipi cu super clay. Va sta puțin, puțin mai jos de sticlă. Și aceasta va fi maneta care va ajuta să vină bomboanele. Se va da așa. Și ca să se vină bomboanele, aici va fi loc liber, dar când se va da așa, aici va fi o gaură care va ajuta bomboanele să treacă din sticlă spre această gaură și aici la fel voi face o gaură ca să vină bomboanele prin tub jos în această sticluță care o voi aranja cum vreau eu și ea va sta aici. Și la urmă, la sfârșit, voi pune capacul tăiat peste ele. Așa. După cum vedeți, le-am tăiat pe amândouă. Deci uitați-vă cum am colorat-o. B vine de la bomboane. Așa. Am colorat-o să fie mai frumoasă. Și deja știți cum merge. Haideți să o încercăm!
Dar ce este asta? Este o mașină de bunătăți. Adică? Adică un automat care dă cireși. Vreau cireși. Ce trebuie să fac? Uite-te aici. On, off. Dau on. Wow! O cireașă minune! Și chiar cireașă pot să mănânc? Da. Super! Familia Buzilă a inventat o mașină de bunătăți. Sandra, mulțumesc! Ești un geniu! Mergeți acum împreună să vizionăm o poveste de viață a unui om ascultător. Eu sunt Ilie. Acum aici trăiesc. Vă voi povesti cum s-a întâmplat. Ahab, împăratul și soția sa se închinau unui zeu pe nume Baal. Acesta era un zeu de piatră, nu unul adevărat, așa că a venit Ilie profetul ca să le zică de la Dumnezeu un mesaj. Că dacă nu vor schimba Dumnezeul acesta fals pe un Dumnezeu adevărat al cerurilor și al pământului, va veni o secetă mare. Ilie era un profet al Domnului, așa că Domnul deseori vorbea. Acum tot așa s-a întâmplat. Domnul i-a zis: du-te la pârâul Cherit, acolo vei bea apă și după voi trimite corbi să te hrănească, căci eu voi da secetă în țară, după cum ai zis. Cuvintele Domnului s-au adeverit. Corbii vineau și îl hrăneau pe Ilie în fiecare dimineață și noapte. Corbii au fost trimiși de Dumnezeu, deci sunt ascultători lui. La fel și Ilie a fost ascultător de Dumnezeu când a venit aici. Vezi, corbule, trebuie să fii ascultător de Dumnezeu. Da, într-adevăr, am observat că acei corbi au fost foarte ascultători și au făcut minuni mari. Aș vrea și eu să fiu ca ei. Ca să fii ca ei, trebuie mai întâi să ai o relație cu Dumnezeu, ca să știi ce să asculți de Dumnezeu și să fii ascultător lui. Tot așa, copii, și voi trebuie să fiți ascultători de Dumnezeu. Când vă zice ceva, trebuie să-L ascultați și să faceți în tocmai ce v-a zis. Dar știți cum vă vorbește Dumnezeu? Prin cuvântul Lui. Așa că citiți Biblia, rugați-vă și fiți ascultători Lui mereu. El va face lucruri mari în voi, ca și cu Ilie. Data viitoare vom vorbi.